Știai că această insectă își mănâncă partenerul după ce se împerechează cu el? Cu siguranță ai mai auzit de călugărița, insecta canibală. După ce se împerechează, aceasta își ucide partenerul și îl mănâncă. Dar nu face asta din cruzime, ci pentru că masculul se oferă să facă asta. Cum așa? Masculii sunt mai mici decât ele, însă mai rapizi și mai agili, așa că ar putea scăpa. Doar că ei sunt mâncarea ideală pentru insectă, deoarece au toți nutrienții necesari care o ajută să facă alte insecte puternice și sănătoase. Așa că se sacrifică pentru puii lor decât să fie uciși de alți prădători. Natura este ciudată.